Eu m-am îndrăgostit de ea de la prima vedere. N-am fost de foarte multe ori în Herculane și nu am... Când am fost mic, am fost aici. Dar de când am văzut articolul pe care l-a postat Oana pe blog, imediat am fost foarte plăcut impresionat de clădire și i-am și transmis că cu proxima ocazie, în cazul în care se face ceva, eu aș dori să mă implic. Ce ne-a împins să intrăm a fost, cred că, și faptul că stând destul de mult în jurul ei, am observat faptul că oamenii se opreau și toată lumea se întreba de ce nimeni nu face nimic. Ce s-a întâmplat aici? Și noi nu știam exact despre ce este vorba în interior, nu știam exact istoricul clădirii, nu știam exact conformația ei, felul în care se prezenta spațiul și atunci am decis să intrăm a doua zi. Aerul care este puternic ionizat negativ, apele termale care se găsesc aici în stațiune, proprietățile lor foarte bune în diferite cure, sunt multe izvoare de ochi, de stomac, băi sulfuroase, băi cu termosaline, sunt pe toată raza orașului. Și eu zic că asta este patrimoniul care îl are Băile Herculane și cu siguranță este neprețuit. Când am intrat în clădire, am rămas șocat, știi, și a trebuit să luăm inițiativă. Mă numesc Oana Chirilă și sunt student în anul 6 în cadrul Facultății de Arhitectură din Timișoara și sunt coordonatorul și inițiatorul Herculane Project. Asociația Locus s-a înființat în contextul în care am avut nevoie de un cadru legal ca să putem să intervenim asupra clădirii. Obiectivele asociației sunt protejarea patrimoniului, promovarea patrimoniului, clasarea clădirilor care ar putea deveni clădiri de patrimoniu și... Mă rog, primul nostru proiect este Herculane Project. Începând cu anul 2017, am lansat un proiect de măsuri în vederea reabilitării acestor clădiri. Este o situație juridică incertă la momentul de față pe unele clădiri, adică pe majoritatea, primăria nu mai are decât două clădiri în proprietate. Dar pentru celelalte clădiri, compartimentul de urbanism a făcut un inventar, s-au făcut poze, au emis somații, li s-a dat un termen de remediere a fațadelor care prezintă degradări, da, și care nu s-au conformat, au primit o majorare a impozitului cu 500% începând cu luna decembrie a anului 2017. Stadiul în care suntem noi cu proiectul momentan este finalizarea proiectului tehnic care a fost dat primăriei, iar ei în ultima ședință de consiliu au votat acest proiect în unanimitate, au fost de acord cu el și urmează să bugeteze un buget pentru punerea lui în practică. Ce înseamnă proiectul ăsta, de fapt, este doar o punere în siguranță a clădirii. Avem o colaborare foarte bună cu niște tineri arhitecți din Timișoara care s-au ocupat de proiectul de punere în siguranță a băilor Neptun, lucrare care va începe în acest an, dar doar de punere în siguranță. De reabilitare încă nu poate fi cazul, întrucât este un proces pe rol asupra terenului de sub băile Neptun. Noi stopăm, practic, degradarea clădirii. Închidem clădirea, nu mai lăsăm acces pentru persoane necunoscute care vin și mai fac distrugeri sau fură sau lucruri de genul. Luăm statuile care sunt în pericol de a fi degradate și le vom duce într-un anumit adăpost, înlocuim tabla, șgheaburile, burlanele, tot procesul acela de punere în siguranță. Deci nu este un lucru care la finalul lui va face clădirea să arate ca și nou. Este un proiect de punere în siguranță. Acest proiect de punere în siguranță este un proiect care va face clădirea să nu se mai degradeze. Aici vom reface complet structura. Structura șarpantei, fiindcă lipsește, iar bolta de la etajul întâi este străpunsă. Vom încerca să o acoperim, fiindcă nu avem voie să refacem, din păcate. Nu avem voie să intervenim pentru ca lucrările să fie permanente.
Și, na, cum am spus, vom închide tot ceea ce înseamnă accese și ziduri căzute. Ce mai supărător e, de fapt, când am intrat ceva copii, nu știu, tineri, și am distrus o parte din fântână. Clădirea în sine e un monument emblematic pentru patrimoniul balnear, nu doar din Herculane, cred că și din întreaga Românie. Clădirea a fost construită între anii 1883 și 1886, după planurile arhitectului Alpar Ignaț. Clădirea este construită în stil eclectic, este poziționată pe malul Cernei, pe un teren foarte îngust, de aceea are o formă foarte lungită, cu un ax major, ax pe care ne aflăm și noi acum. A funcționat ca bază de tratament pentru armata austriacă și ulterior s-a transformat în bază de tratament cu caracter de turism. Vin oameni și turiști pentru baie în special, dar ar fi bine, sau și în trecut, de fapt nu mai acum, această funcție balneară ar trebui să se completeze foarte mult cu funcția culturală. Pe parcurs ne dorim, bineînțeles, poate să implementăm și să dezvoltăm mai degrabă o strategie pentru această clădire, chiar dacă ea nu poate fi restaurată, o strategie care să implice și alte obiecte din centrul istoric pentru a avea o vedere de ansamblu și pentru a vedea dacă este posibilă transformarea ei într-o baie sau într-o altă funcțiune culturală. Munca noastră, bineînțeles, este una de voluntariat. Chiar îndemnăm și alți, poate studenți sau membrii ai comunității, să ni se alăture, pentru că considerăm că e foarte important să ajutăm această clădire și nu doar pe ea, ci întreg patrimoniul, poate din Herculane, fiindcă patrimoniul este al tuturor și cu toții ar trebui să ne implicăm, chiar dacă primăriei beneficiar sau un privat este beneficiar. Important e cumva să existe o colaborare și astfel să reușim să readucem Herculanele acolo unde ar trebui să fie.